Fără teamă de Dumnezeu, cineva a spart catedrala arhiepiscopală din Buzău, a golit cutiamile și sertarul cu încasările de la magazinul de obiecte bisericești și a dispărut. Polițiștii caută și acum hoțul, însă n-au reușit să stabilească dacă a fost o singură persoană sau dacă au fost mai multe. Preoții care au deschis biserica pentru liturghie și-au dat seama că ceva nu este în regulă și au alertat poliția. Lăcașul de cult a fost închis imediat pentru cercetări, iar credincioșii care au venit să se roage și-au făcut cruce de uimire. N-au credință în Dumnezeu, n-au spus să faci treaba. Dar pe unde fi intrat? Deci mergem din rău mai în rău. Chiar m-a dat peste cap. Potrivit anchetatorilor, hoțul sau hoții ar fi intrat printr-un geam lateral. La prima vedere, par să nu fi dispărut decât banii, nu și icoanele. Au intrat în catedrala arhiepiscopală Înălțarea Domnului din Buzău, spărgând un geam lateral al bisericii. Aceștia au sustras o sumă mică de bani, nu au produs pagube însemnate. Și asta doar pentru că, peste noapte, nu rămân bani mulți în biserică. Totuși, clădirea era păzită de o firmă cu care arhiepiscopia are contract. Cum a fost posibil furtul în acest caz, nimeni nu își explică. Polițiștii de investigații criminale efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circunstanțelor în care s-a produs evenimentul și identificarea autorilor. Oamenii legii au prelevat amprente și verifică dacă spargerea a fost surprinsă pe camerele de supraveghere din zonă.